Ați fost Dar azi la Chișinău. Da, am fost la Chișinău. Dar eu astăzi v-am sunat pe Viber, nu știu de ce nu v-am putut găsi. Păi eu sunt ocupat aici, am activități civico-politice. Și dumneavoastră v-ați implicat în politică acolo, nu? Protestul acela nu era politic, am văzut o grămadă de deputați. Da, ne-am întâlnit cu deputații, am făcut Păi, fotografii. și sunteți împotriva guvernului, înseamnă că faceți politică. Dar câte lume era acolo, voi considerați că toți erau politicieni? Toată lumea și ei face politică, da, vrea jos guvernul. Am înțeles că o să revină joi când e moțiune de cenzură. Dar știți, eu am mers astăzi prin surprindere. Am fost invitată de bună cunoștință de-a mea, toți că m-am mânat la alte activități. Bine, am mers, chiar sunt mulțumită că am susținut și diaspora, am protestat împreună cu diaspora, am protestat împreună cu copilul meu care nu poate veni acasă, am protestat cu alte cunoștințe, am colegi buni în Italia și în alte țări. Și de că am avut așa o propunere, chiar am mers la acest protest. Dar știți, am fost profund uimită când să ne îndreptăm pe alee sau pe trotuarul de lângă Patria spre Parlament. Erau mulți polițiști, chiar mulți, și grupuri se uitau în telefoane, bâșbuiau în telefoane, mai vorbeau între ei. M-a indignat faptul că erau îmbrăcați așa într-un fel de armură. Eu i-am zis armură. Da, chiar Deci dacă nu-i echipat, metalic, dar e din plastic, probabil. dar ceva dur. Și să vedeți până la urmă, când se pătrunde pe trotuar, un polițist, cred că eu fi părut geanta mea puțin mai măricică. De fapt, doamna de alături nu avea, avea doar o, așa, da, avea ceva scoară, o geantă mică. Ce am în geantă? Știți, așa, eu am crezut că e glumă, poate eu fi părut că geanta e frumoasă, e de piele și zgrietă. Cum asta, ce am în geantă? Ce aveți în geantă? Cum să vă demonstrez ce am eu? Vizual. Ce vrei, băiete, vizual? M-am râs eu, dar m-am indignat așa, n-am mai ajuns așa ceva. Și eu v-am trimis dumneavoastră fotografia, că acum mă uitam în Facebook și l-am recunoscut pe băiețelul și ala așa, un băiețel mășcat. Deci eu Că îi chiar căutați pe m-am indignat. alții în geantă, nu numai pe dumneavoastră. Dar eu nu văzusem la moment. Că am văzut, dacă am văzut că pe respectiv doamna care am intrat eu acolo pe trotuar, ea n-a fost întrebată și nimeni nu am înțeles dacă de unde așa mare curiozitate? Ce l-a întrebat pe Dodon și are el în culiu? Dar vrei mă trebuie să mă întreb pe mine și am eu în geantă. Dar credeți că Dodon era cu poliția de față acolo? Pe mine aici mă percheziționează și când mă duc la judecătorie, și când mă duc la procuratură, și când mă duc la primărie. Nu. Odată la judecătorie mi-au scos vuvuzela și au zis că nu-i voi să intri cu asta. Și mi-au lăsat-o acolo lângă el la poliție și-o păzit-o. Deci și de vuvuzelă suntem, dar dumneavoastră... Ei invocă tot timpul măsurile de securitate antiterorism și am s-o terminat cu libertățile noastre fundamentale. Acum iată și probleme cu COVID-ul. Ați avut mască? E, am avut că noi uitasem în mașină și am fost nevoiți să intrăm într-o farmacie să cumpărăm. Dar după ce am văzut niște, iarăși poliția, nu știu din ce motive, împărțeau măști. Ni Bravo. s-a oferit și nouă. Bravo. Și să vedeți, ghinion, deja când să plecăm, iarăși am văzut alți polițiști, stăteau deja pe marginea drumului, relaxați, aveau casca. Deci, da, și eu mă apropii iarăși de unul, de un băietan, zic, dar dumneavoastră, deci i-am de adresat careva întrebări, dar și, bă, dar să nu te afli de la, până la Cahul sau și... Nu e că vă arăt metode de protest cu masca. Scriem lozinca aici și îmbini utilul cu plăcutul. Și eu util că am asudat chiar pe niște măști de astea parcă spampirse. Da, păi util că Și te protejează. Orice mască e mai bună decât fără mască. bun, am avut, am respectat toate regulile. Bagați de seamă. Și deci, da, le-am avut. Și deci, întreb acel tânăr, mai uscățit, și zic, da, l-am întrebat de ce stau aici și de ce atât sunt în hainele astea, în ambrazura asta. Zic, vă temeți de noi sau eu trebuie să mă tem de dumneavoastră că sunteți așa.
Nu comentez. Și în momentul dat s-a apropiat un jurnalist cu camera, după aceea am înțeles că era un jurnalist de la Europa Liberă, când i-a adresat careva întrebări. Deci eu, care întrebările care le adresam polițistului, el nu dorea să comenteze. Nu comentez. Bine, dar aveți o zi liberă astăzi. De ce dumneavoastră sunteți aici și de aici? Nu comentez, doamnă. Încă i-am mai adresat eu careva întrebări și față de, adică alături de mine s-a alăturat și un combatant cu un drapel. Deci el ceva de explicație, zice, chiar uitați-vă, acești polițiști în așa ambrazură, îmbrăcați, și au pus piciorul pe gâtul meu sau ceva, niște explicații, că n-am atras eu atenție la cei ce spunea, pentru că jurnalistul era atent la. Dar eu am fost curioasă de hainele lor, ceva și pe piept și pe spate din. Și deci el totuși a dat acordul că eu am pus mâna pe soză și așa de pe. Dar vă zic, e ceva greu pe corp care. Da, cum De ce îmblau ochiul? cavalerii Zic, și de ce medievali cu dumneavoastră armură, sunteți. cu zale de acelea, numai că acele erau metalice, dar ăștia cred că sunt din plastic cumva. Deci, și la întrebarea mea la ordinul cui ei sunt aici, prezența lor la ordinul cui este aici, iarăși nu, iarăși a refuzat să spună. Dar vă puteți da seama că eu trimis ministru, nu? Sau șeful IGP-ului. Păi, eu până la urmă așa și-am zis, zic, voi sunteți la cheremul lui Dodon, la cheremul lui. Subordonare militară, chiar dacă ministerul a Da, vă fost zic. demilitarizat, subordonarea, ierarhia e ca în armată. Și execută ordine, chiar dacă deseori ordinele sunt ilegale, nejustificate, dar ei le execută. Și asta e o mare problemă, va trebui revizuit pe viitor. Dacă ajungem noi să facem politică Vă mare. zic, lumea pașnică, toți. A, vedeți, dar nu întotdeauna la proteste oamenii vin pașnici. Vă amintiți-vă de Vasile Buzdugan care vine și sparge geamuri acolo? Vreau să vadă dacă nu aveți Buzdugan în borsetă. Deci nu, i-a rămas indignată, dar așa de insistent el, așa, și a jantă. Dar trebuia să. Mi-a rămas totul curioasă. Bun, dar ați înțeles pentru ce a fost protestul sau contra la ce? Scandal jos Dodon, împotriva guvernului, împotriva lui Dodon, De asta ați împotriva, venit deci pentru că e contra comandanții erau guvernării, am indignați. înțeles. Da. Combatanții scandau și erau indignați că am mai vorbit cu cineva din ei, chiar și am mulțumit, pentru că eu totuși până la urmă am vorbit de la microfonul principal. Deci chiar s-au apropiat. Cineva m-a recunoscut din Căușâni sau m-a fi confundat. Vă zic, am văzut și multă lume bună. Și zic că mi-a plăcut, într-adevăr, am demonstrat că sunt cetățean cu drepturi depline și mi-am exprimat un drept la protest. M-am exprimat din ce motiv am plecat la protest și chiar sunt mândră că am mers la. Toate că nu mi-ardea mie să merg astăzi la Chișinău, chiar am avut o zi așa de grea, de am anulat, dar adică că s-au isprăvit cetățenii și am, poate zilele acestea am să relatez la dumneavoastră ceea ce am realizat eu pe strada Unirii la noi în Burlac. Am Ținem trimis acel legătura. video. Ținem legătura și mulțumesc, dar nu știu dacă era chiar de treaba polițistului să scotocească în geanta Nu cred că a fost inițiativa personal. lui. Cred că le-au dat indicație să verifice, măcar aleatoriu, la întâmplare, câte un om ca să descurajeze pe unii să vină, eu știu, cu pietre, cu bombe, cu spray-uri, cu timirce. Cu buzdugane, cum am Tu mai l-ai zis. mama. Acela cu buzduganul nu a Tu venit l-ai azi. ma. Sper că l-au oprit Auzi, la timp, da. tu l-ai mama lui de polițist, cum zicea tătuța. Da, dar știți că asta e o chestie cam obscenă, perversă. Știți de la ce vine. Tu l-ai. Nu era o. Deci avea așa o vorbă, adică Păi prea da, dar dacă curajos, stai nu? să analizezi etimologia expresiei, e o chestie obscenă.
Deci de când n-am avut, deci vă dați seama, am zis Noi nu ne o... dăm seama, noi își cântăm și de cânti și populare și cu iubit și cu tot ce vrei și toate acelea sunt obscene și să... Nu, că n-am mai zis-o eu la serios acum, dacă n-am mai zis-o eu la serios, adică asta e treaba, dar eram indignată tare. Da, că îți invadează intimitatea, că poți să ai în geantă, în poșetă, orice. Na, și stai să-i arăți unui bărbat, unei persoane de alt gen, să arăți ce ai tu în poșetă ca femeie, într-adevăr, e cam umilitor. Astfel de percheziții ar trebui poate să le facă femei, nu bărbați. Da, de unde la noi drepturile omului? Și el insistent de câteva ori să vadă eu așa și fugeam ca pe umăr. Păiatu, mă taci, chiar până într-atâta ai vrea să bagi nasul în geanta unei doamne? Dar foarte bine că n-a fost o explozie, de exemplu, cum s-a întâmplat odată la Hram. Ne amintesc prin 2010 sau 2009, toamna, la Hram a explodat o grenadă. Reportajul pe care l-am filmat eu cu o cameră de mână a apărut și la Euronews. Au rănit niște oameni. Deci e bine că mai verifică ca să descurajeze eventual niște smintiți, niște irresponsabili să vină acolo cu chestii periculoase. Sau altă dată la un protest au venit și ne-au dat cu spray, cu vopsele în față și poliției, ioc, taman atunci dispăruse ca jurat, tolo mama lor. Bun. Bun. Mulțumesc pentru Deci, iată, așa relatare. ne-am întors chiar mulțumite ambele că am demonstrat că susținem combatanții și sperăm să fie o schimbare, sperăm să fie răsturnat guvernul dat. Așteptăm moțiunea de joi. La revedere! Da, sănătate, mulțumesc pentru încredere.